Fane! Mai ai multe? Cerberii pe ăsta și gata. Primăre! Ce? Nu vreți niște pește? Că vine azi nepotul meu de la Babadac. Nevastă mea ține post. O să fie dezlegare, că vin florile. Hai că întreb și zic. Întreabă Fane dacă vrem pește. Ce fel de pește? Pește proaspăt. Aduce nepoțul din Babadac. Cu cât? N-a zis. Păi întreabă-l. Vin un pic. Câte ouă poți să-mi faci jos? Anul trecut a dat câte două cofragi de angajat. Dar poți să știi? O să vorbesc cu nepotul meu, cu Ionut, să-l iau și pe ale lui. S-a obișnuit cu serviciu? S-a obișnuit. Auzi? Mi-am făcut o relație la tipografie. Poți să-ți fac roz de niște vopsea roșie, dacă vrei. Cred că mai avem niște galuri de anul trecut. Cum vrei. Dar să nu mă lași fără ouă de Paște, mă moară nevastă mea. În mod normal, în hala de păsări, tu n-ai treabă. Doar înainte să pleci în cursă, vii aici să iei pachetele pentru drum. Ce pachete? E bine când te oprește miliția să ai ceva pregătit. Chiar dacă am tot în regulă? Chiar dacă. Când te vede cu mașina de la Abicola, te oprește sigur. Mai ales acum banii de Paște. Ce mi-ai pus? Niște pipote și o găină. El e Sebi, de nu vine șofer la noi. Sebi, Ionuț. Auzi, tu de Paște ce faci? Mă duc la țară, la mamaia. Poți să iau ouăle tale atunci? Să trec pe mamaia. Tu de 1000 de Paște poți să faci rost? Nu știu, nu, Grigore, că oamenii pe acolo nu prea mai țin noi, dar întreb. Păsărvie mi-ai transportat? Vin. La păsă ce trebuie să reții e că n-ai voie să noptezi pe drum. Călăși la 100 de km sau la 800, până la destinație nu mi-ai voie să oprești. Nici apă să ne le dau? Nici apă, nici mâncare, nimica, nu-i treaba ta. Tu treaba ta e să duci la destinație cât mai repede. Și sub nicio formă tu nu trebuie să mâni în spate la păsări. Ți-a dat camionul sigilat, sigilatul pe ai înțeles? Da. Bine, dacă ai tras tare și vezi că ai timp, poți să te oprești pentru o ciorbă. Dar mai sigur e să ai mâncare la tine. Am înțeles. Și îți mai spun o treabă. Când poți, ia pipote și ficăței. Că dintr-un pachet de pipote, dacă e jumate tu, nu se cunoaște. Când îți dă pui întreg, mai e greu. Și mă atate când faci drumul? La Constanța duc păsări din 84. Da? Și pe drum nu dorm deloc? Da, mai am o jumătate așa în cabină, când chiar nu mai pot. Dar nu s-a întâmplat niciodată să n-ajung seara la destinație, indiferent.
Hai baftă. Mulțumesc. Auziți? Dar de ce e nevoie neapărat să ajungi cu găinile până seara? Ăsta e regulament. Sunt zepezit acum sâmbătă. Cât m-am dus în sat să caut un tractor ceva, mai dracu mi-a furat oglinzile. La ora 3 după amiază. Și ne-a gelul a rămas în zepezit. 3 oi au murit în camion. Auzi? Crezi că Neagelul poate să-mi facă rost de un miel? E spital, Neagelul. Și s-a făcut rău așa deodată, l-a luat cu mașina, l-a dus la spital. La cult duminică. Dar ce? Nu știu, ceva cu ficatul. Mă mir că nu bea așa să zici că... Ai care îl vezi cu tuică? Hai! Omul care știu că dacă mor, am băut și am putut tot ce-am prins. Mă, la șefa pe unde e? De acolo cu ăla, de la stat, de la ăștia, de la județ. Dom'le, vine Paștele, începe aprovizionarea. Hai, fă că mâncăm și masa de-acolo. E singură, n-am. Asta ciorba, că o punem noi, tu te mai aduc pâine. A zis șefa să învăț mie ce vezi pentru ea, că nu poate acum. Ai venit? Și zahăr cât așa, vreo 20 de chile? Pentru mata. Și eu vreo 2-300, așa să zic. Câte? Dar ce faci, mata, cu atâtea ouă? Ei, cozonaci, pască, câte se vă putea să duc. Așa, vreo 2 cufrașe, să vedem. Știi că ouăle e mai problemă acum, înainte de Paște. Rahat aveți? Scuzați o dină, Camelia. Spuneți repede, că n-am timp. V-am dus niște pipote. Ce vă dau pe ele, zahăr? Lăsați, că nesocotii mi-au dat. Bă, dar le dați cu bucata acum sau cum? Rugați fata să vă dea dumneavoastră tot ce aveți nevoie, da? Pe Mariana. Haideți că până la Paște mai am un drum. Ni s-o cotim atunci. Auziți? De ouă puteți cumva să faceți rost? Nu v-a spus eu că vă aduc. Pe mata ai zis 2 cofraje, mi-e întrebă mai multe. Lăsați că vă aduc eu. 100 e bine? Dacă puteți. Spuneți. Pane Marian. Pane Marian, 2. Hai să treci, Negrigore. Să treci. Pe lui eu nu ți-l iau cu tu. Dar să nu vină după aia la mine, că n-am știut. Nu vine, că am vorbit. Bine. Păi și celălalt? Ah, la angajații de anul ăsta dăm numai câte una. Ce faceți, la unii dați mai mult? Nu e, domne, nimeni mai mult. Salut nepotul să eu mulți. Vezi, mă dă de treabă acolo. Chiar vreau cu ei, apă caldă? Nu. Mâncarea e pe masă. Ne-au dat o oră de Paște în țara asta. Cât un carton de angajat. Vorbește cu Ionuț, poate ți le lasă pe ale lui. Deși lor nu le trebuie. Vezi că mai e o oală de apă pe aragaz. Adună, te rog.
Cum ne-ai făcut tigre? Avea peștele de la Fane. Se stă? Mami Bricu. Ce fai, e? La bucătărie. Da? Se poate? Vă rog. Am venit cu ouăle. Numai așa e de ce am putut să vă rog. Bune și alea. La noi nu s-au găsit deloc. Tocmai acum, înainte de Paște. Luați loc, mă puțin și ne socotim imediat. Vă grăbiți? Nu, nu, faceți-vă treabă. Nu, mulțumesc. De ce vă grăbiți? Am 11, trebuie să fiu la Constanța, în port. Dar de ce întrebați? A, nu, mă gândeam și eu așa. Aici la noi cel mai de șofer opresc pentru noapte. Nu, la noi care transportăm păsări obligatoriu până seara trebuie să fim la destinație. E regulamentul foarte strict. Și nu vă e greu tot așa pe drumuri? Știți cum e, te obișnuiești cu toate. Dar mi-ar plăcea când ești la pensie să vin într-un loc ăsta. Da? V-ar plăcea? Da. Aer curat, liniște. Sunt multe greutăți aici, să știți. Da, chiar. Mă tare nu ți-e greu singură să ții tu anul ăsta. Cum să nu? Mai ales acum, că nu se găsește nimic pentru fiecare lucru, trebuie să te poți. Orica femeie, uneori e mai greu. Când vă aprovizionează dânsul de la centru? Dacă m-aș putea să ai în aprovizionarea lor. Să știți că noi aici câștigăm mai bine din ce vinde la populație, zahăr, făină, ulei, decât din... Da, chiar, dumneavoastră de pui, aveți cum să faceți rost? Cam greu. Păi ce, păsările alea din camion le aveți numărate? Da, camionul e sigilat. Nu se deschide până la destinație. Basta cu un pic de făină. Mă duc după alimente. Am pus zahăr și făină, să aveți de Paște. Mulțumesc. Am înțeles. Deci s-a comunicat că nu ajung. Să mai sun eu? Bine. Păi dacă Sebi ajunge aici de dimineață cu roțile, eu mâine la prânz cel târziu sunt în port. Da, am înțeles. Trăiți. Deci rămâneți aici peste noapte? Deschis. M-am adus un prosop curat. Mulțumesc. Baie la capătul holului.
Dacă vei frigă, veți o pătură în dulap. Am înțeles. Nevoie de mine? Nu, poți să pleci. Mulțumesc. Bună seara. Trebuia să vă deranjez, le strângeam mai târziu. Nu e niciun deranj. Mai aveți nevoie de ceva? E bună drojdie? Da, da. Nu e bună drojdia degeaba, poți să frămânți cât vrei, că nu crește. Vă pricepeți? Așa, un pic. Adevărul că bărbați care se pricep la bucătărie mai rar. De ce e bine în gospodărie să știi să faci de toate așa? Dacă vreți, mai niște vin acolo în sticlă. Mulțumesc. Pun și noastră în pat? Nu, nu. Haide, să nu vreau singur. Bine, dau un pic. Dacă vreți, puteți să luați sticla în cameră. Nu am destul. Noapte bună. Noapte bună. Câinile în camion. Deci asta e schis. Păi da,
Mi-a zis să le dau niște apă înainte să plec, că altfel mor. Păi ce se întâmplă cu ouăle astea? Nu știu, că eu prima oară cu deschid camionul în 7 ani de zile când duc păsări. Păi mă, te aduci căile în alta apicolă? Pentru ouă? Nu știu, merg la export, dar... Și cam câte găini aveți în camion? Păi la 400 de cuști, vine cam la 2-3 mii de găini, așa. Dar de ce întrebați? A, nu mă gândeam și eu așa. Cred că aveți în camion de câteva mii de lei. Posibil. Auziți? Aș putea să le dau în 2 zile acum înainte de Paște. E, da, dar nu sale mele. Tale cui? Credeți că mă întreabă cineva de ele? Nu știu, dar de ce să risc? Se pot câștiga câteva mii de lei. Nu trebuie mie bani așa. Plus că eu la 12 trebuie să fiu în port. Și casa dumneavoastră o durează. Cum vreți? Nu-i păcat atâtea ouă să se piardă. Îmi vii la culcare? Da. Ai cursă mâine? Da. La Constanța? Da. Se spune. Se poate și mai bine, dar nu ne plângem. S-au dat... Ce? A, ouăle alea, ca pâinea caldă. Dacă mai aveam pe atâtea, le dădeam și pe alea. Cum ați fost foarte ocupată? Sunt, dar ziceți. A, nu. Am adus și eu cozonat făcut de mine și o strică de vin. A, păi am oamenii ăla cu adă afară. O să mai dureze până mă eliberez. Cam cât așa? De ce vă grăbiți? La 7 trebuie să fiu în port. Nu, păi nu rămâneți peste noapte? Nu, păi n-am cum. Păcat, mine e sâmbătă, o grămadă de euro și nu vin să cumpăr. Da, înțeleg, da. Deci sigur, sigur n-aveți cum să rămâneți. Nu, chiar n-am cum.
dumneavoastră? A fost mai întâi în arest la miliție, dar acum l-au dat la penitenciar. Și ce-a luat tata Ghida? N-a vrut să semneze declarația. Și-a fost semnat? Da. Săptămâna viitoare începe procesul. Cât e de pentru asta? Nu se știe, dar măcar acum are dreptul la vizită. Vreau și eu 4.000 cu muștar, mulțumesc. Micii sunt proaspeți? Da. 4.000 cu muștar. Mulțumesc. Și te-a binit cu traseul? Rugiu, ai o vizită.